Ijac Bolaș, președintele Asociației Siculitas, organizatorul principal al marșului și mitingului pentru autonomie din 10 martie de la Târgu Mureș, a fost amendat pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise. Ca urmare a marșului și mitingului secuilor de luna aceasta de la Târgu Mureș, când aproximativ 4.000 de maghiari au participat la comemorarea secuilor martiri și au pornit în marș spre sediul prefecturii la îndemnul organizatorului manifestării, Ijac Bolaș, acesta din urmă a fost amendat cu 10.000 de lei. Nu este justificată amenda și o vom ataca. În descriere se vorbește despre un marș care nu a fost autorizat și se face referire la articolul 26 din legea 60/1991 pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise. Adunarea noastră a fost declarată și înregistrată, iar sentința, care a fost obținută în primă instanță, dar atacată de primăria Târgu Mureș, face referire la numărul de înregistrare, iar toate actele legate de această adunare le-am predat șefului jandarmeriei și au fost preluate. Nu mi se poate reproșa că nu am colaborat cu forțele de ordine. A existat colaborare. Am discutat detaliile, a declarat Ijac Bolaș, citat de site-ul agerpres.ro.